aveți matinal ca și mine? Încep acest vlog cu o urare. Vă urez o zi bună, toate cele bune și nu vă mai lăsați duși de aparențe, de spoială, de înveliș. Am o poliță de plătit și nu mă las până nu o achit. Cineva, cândva, mai la începutul publicațiilor mele, acestor blogulețe, îmi scria într-un comentariu, mai exact, mă lua la mișto, ca să zic așa, bătea apropouri la manicura mea neîngrijită, și că nu era neîngrijită, eram cu mâine muncite, muncisem în vie, la tăiat, muncisem la în grădină, la săpat, greblasem și automat că chiar dacă porți mănuși, nu poți toată treaba, nu toată treaba se face cu mănuși și nu, mai sunt și păsări și una și alta și nu stăm tot timpul să ne punem mănușile și mâinile și ele suferă pentru că sunt muncite și nu mă ascund după asta, nu mă victimizez, nu mă plâng, dar vreau să-i spun acele persoane că, poftim, mi-am făcut și manicura. Știu ce aia o manicură făcută, știu ce aia și ce vrea mâna lui să spună și ce apropo jignitoare a bătut. Îi recomand să-și retragă cuvintele, pentru că, oricum, felul cum arătăm sau aparențele înșală întotdeauna, nu haina face om, ci omul face pe haină. Și exemple ar mai fi multe. Domnule, ce te deranja mai exact? Faptul că relatam niște chestiuni absolut mai mult decât obiective și ți-a pus pata pe manicura mea, pe mâinile mele muncite în grădină? Nu mi-e rușine cu munca. Munca înobilează omul și nu mi-e rușine să muncesc. Orice muncă. Am terminat și eu niște studii și nu mă dau înlături de la niciun fel de muncă. Muncesc în grădină, îmi pun cartofi, îmi pun fasolea, mi le culeg. Am făcut cam multe feluri de munci și nu mi-e rușine să muncesc. Dumitare să-ți fie rușine că ai făcut o asemenea remarcă și o asemenea apropo jignitor că nu am mâinile îngrijite. Când îți muncești grădina și stai salcâmii și stai pomii și tai via și câte și mai câte, nu poți să ții pasul cu spoilele vremurilor, dar poftim. Ca să nu zici că vreau să-mi întorc părleala și să-ți arăt că astea nu-s decât chestiuni efemere. Unghiile, îmbrăcămintea, noi le facem, frate. Stai liniștit. Contează ce e aici și ce să dim în inimile oamenilor și în conștiința lor. Nu contează spoiala, ambalajul. Contează conținutul, domnule. Oare când ai să înveți? Mai învățați? Învățați să apreciați oamenii după fapte, nu după îmbrăcăminte. De? Știți, este o vorbă la noi, la români. Pomul se cunoaște după roade și omul după fapte. O zi bună! Și nu uitați de aprecieri, like-uri, dislike-uri, distribuiri, abonamente. Am ceva pentru voi. Țineți aproape. O zi bună!